Bună seara, sunt Damian, 115 și astăzi eu o să fiu gazda voastră la meciul CSU Craiova FC Steaua de pe extensiv. O să comentăm împreună această partidă. Echipa Craiova începe așa, cu Calancea în poartă, linia de fund formată din Bancu, Popov, Bartă și Dimitrov, la mijloc Băluță, Screciu și Zlatins chiar în atac, Măzărache, Gustavo și Andrei Ivan. Iar Steaua, formula de start a Stelei, este cu Florin Niță, portar, linia de fund formată din Marco Momcilovici, Gabi Tamaș, Bălașa și Pleașcă, la mijloc Mintilii, Florin Tănase și Bodnia în atac, William de Amorim, Denis Alibec și Gabi Enache. Va fi un meci frumos. Steaua, dacă câștigă, își consolidează locul 1. Locul 1 pe care l-a câștigat în meciul cu Astra, când a câștigat acel meci. A câștigat locul 1 datorită Craiovei, care a bătut-o pe Viitorul. Datorită Craiovei, Steaua este pe locul 1 în acest moment. Să vedem ce face cu Craiova Steaua. Da, eu zic să urmărim acest meci, să fim atenți la această partidă. Iată recuperarea lui Gabi Enache. Gabi Enache trece foarte bine. Tănase! Gol! Steaua București! Gol, gol, gol! Florin Tănase, gol Steaua! Începe perfect această partidă. Steaua, echipa antrenată de Laurențiu Reghecamp. Gol Florin Tănase. Ce gol frumos a dat, gol și cu Astra. Iată, o face și acum cu Astra, dat din pasa incredibilă a lui Alibec din Rabona. Pasa incredibilă din Rabona lui Alibec. Și acum a dat din pasa lui Gabi Enache. Gabi Enache poate încerca acum un șut. Enache cam bate joc de acest șut. Putea să paseze cu Denis Alibec, dar el a încercat un șut. Minutul 8. Rămâne 1-0 pentru FC Steaua București. Un meci dominat total de Steaua până acum. Deja două ocazii și un gol. Gustavo pasă cu Băluță. Mai departe cu Măzărache. Măzărache va încerca centrarea oare? Driblează pe Bălașa, acum centrează foarte prost, centrează Băluță, Băluță la marginea careului. Să vedem, Băluță oprit de Fernando Boldrin. Boldrin mai departe cu Denis Alibec, nu iese pasa, din păcate, pentru steliști. Screciu, oprit de Mihai Bălașa, nu, șutul lui Băluță a fost, a scos incredibil Florin Niță, portarul Stelei, Dimitrov. Să vedem pe Dimitrov. Dimitrov, o centrare! Bălașa respinge de acolo foarte bine. Florin Tănase. Boldrin, pardon. Enache. Să vedem pe Gabi Enache. Florin Tănase! Gol! Steaua! Gol, gol, gol! Fernando Boldrin! Ce gol frumos! Ce gol frumos marchează Steaua! Enache a dat o pasă incredibilă pentru Tănase, un șut a scos la lancea și Boldrin de multă simplă formalitate și e 2-0 pentru Steaua pe extensiv. Craiova tot nu se trezește, craiovenii nu se trezesc, oltenii strig acolo în peluză, hai oltenii. Iată, Tănase recuperează acum foarte bine, centralul Tănase, Alibec, bară, gol! Steaua, gol Denis Alibec! Marchează și Denis Alibec, marchează și Denis Alibec și iată, a avut o mică așteptare cu Astra și l-a scos de gheca în minutul 35 ceva acolo. Deja a rezolvat acel meci cu Astra. Iată, acum marchează și aici un gol, acum este bine Denis. Gabi Enache va executa, să vedem ce va face, cred că va centra. Gabi Enache șutează, oh, cred că a încercat o centrare șutată și este penalti pentru Steaua. Penalti pentru Steaua acolo, cred că a fost hands. Să vedem ce face Denis Alibec. Denis Alibec! Ratează incredibil Denis Alibec, a încercat o scăriță, a dat
prea sus. Nu știam că în FIFA 16 dai așa de sus cărița. Da, nu o să mai bat penaltiurile în FIFA 16 din scăriță. Calanci a stat pe mijloc, oricum o lua. Să vedem, pasă cu Măzărache. Măzărache în duel cu Pleașcă. Ce trai lui Măzărache, Niță. Niță la post și prinde această minge. Repune repede Niță, se grăbesc stelistii, mai vor. Și golul 4 vor să o demoleze pe Craiova. Enache, ce bine trece aici Enache. Enache, pasă greșită. Este out pentru steliști. William de Amorim pentru Fernando Boldrin. De Amorim, centrare foarte bună a lui de Amorim. Carancea, gafă. Și este cornerul Stelei. A gafat acolo Carancea, putea să prindă acea minge. Hai să vedem cum execută William de Amorim. O centrare foarte bună. Reluare de cap, Dimitrov scap. Scoate de pe linia porții, recentrează de Amorim. Iar Calancea scoate. Este final de prima repriză, 3-0 pentru Steaua. Rămâneți pe DigiSport pentru repriza a doua. Va fi o repriză foarte spectaculoasă în care Craiova va încerca imposibilul să revină. Dar Reghe Cambuș face două schimbări la pauză. Intră din ele în locul lui Denis Alipeca să menajeze doi jucători. Intră și Vlad Achim în locul lui Fernando Boldrin. Alipec fericit pentru că a marcat și astăzi. A ratat un penalti cei drept, dar a marcat. Să vedem repriza a doua. Craiova o văd motivate, iată, deja își ia mingea în atac, să-l vedem pe Bancu. Bancu, Bancu-l întoarce acolo pe Pleașcă, Bancu. Bancu probabil încearcă o centrare, e o centrare, Niță, bine. Este foarte bine Florin Niță, foarte bun pe centră Niță, adică nu e foarte bun pe centră, e foarte bun la tot. Vlad Achim pentru Gabi Enache. Naki încearcă tot cu Achim, din păcate Screciu recuperează, Tamaș faultează la mijlocul terenului. Arbitrul lasă jocul să continue, Tănase Nioere. Nioere încearcă un șut, cam departe, da, prinde până la urmă Calanci, a fost și în blocaj acel șut. Pleașcă, întoarce mingea pentru Florin Niță, Florin Niță joacă. Simplu cu Mihai Bălașa, Marco Momcilovic, Pintili, Edinho Ere, Pintili, departe cu William de Amorim, William de Amorim, trecere bună, șutul lui Pintili, prinde Calancea. Foarte bună fază făcută de Stelici, combină foarte bine Steaua de la un timp, nu știu ce s-a întâmplat de când a intrat Steaua în play-off, joacă foarte bine. Regecamp le-a spus ceva, nu știu, a motivat cumva, poate fac altceva de antrenamente, nu știu ce se întâmplă. Mihai Bălașa pentru Pintili, mai departe cu Gabi Enache, contra-atacul Stelei. Edinho Ere, Harlem Edinho Ere pentru Vlad Achim, greșește pasa, se dă hands acolo. Se dă hands, trebuie să se dea și golmen, bă. Pleașcă, Pleașcă o centrare, resping. Olteni, să vedem contraatacul, Băluță pentru Gustavo, Gustavo pentru Slatinski, Gabi Tamaș ratează tackling-ul, pasă cu Mateiu, Mateiu, gol! Ce este Universitatea Craiova, marchează minutul 64, mai sunt șanse pentru Craiova să revină, pasă foarte bună. A lui Gustavo parcă a ieșit acolo, n-a avut ce să facă, gol 3-1, marchează și Craiova, un meci foarte spectaculos, un meci chiar foarte frumos. Meciul ăsta asemănă și cu cel cu Astra, numai că Astra n-a reușit să marcheze în repriza a doua. Prea multe Enache, este out pentru Steaua, a presat foarte bine Enache. Și atacul Stelei. Greșește Enache acolo pasa. Nu s-au înțeles Enache și Pleașcă, nu prea se înțeleg. Nu s-au înțeles deloc în acest meci. Să vedem pe Dimitrov. Întoarce acolo cu Bart. Mateiu oprește Vlad Achim, acest balon, Harlem Edinho Ere, Nioere, Nioere, pasă cu William de Amorim, o recentrare și era aproape de autogol Craiova, a prins Calancea până la urmă. Enache, foarte bine, Enache, Nioere, Nioere, ratare imensă Stelei, roșii albastri trimit pe lângă poarta, mai exact, Edinho Ere trimite pe lângă poarta lui Calancea, o poziție favorabilă lui pentru stângul lui Edinho Ere. Dar dă mult pe lângă
O degajare acum pentru Andrei Ivan, sare Moche foarte bine la cap. Mare Steaua timp de încă un contraatac, pasă cu Dea Morim. Prea lungă pasă. Dimitrov. Dimitrov recuperează Tănase și trebuie să fie offside acolo la Tănase. Foul, pardon, trebuie să fie foul la Tănase, nu a dat Marius Avram foul. Este offside. Foarte mult stau în offside jucătorii Craiovei. Ce frumos. Ce pasă frumoasă a lui Florin Tănase. Minge cu Mihai Pintilis. Scoate Calancea. Rămâne 3-1 și cred că asta va fi și scorul final. Doar dacă stau, nu mai are timp de un atac. Nu mai are timp de un atac. Asta e scorul final. De pe extensiv. A venit și Galeria Stelei, bineînțeles, și la acest match. Un meci foarte frumos, câștigat de Steaua, clar 3-1 după 3-0. Steaua își le mulțumește, mulțumește galeriei, Denis Alibec, omul meciului, după părerea mea. Nu era intrat și el bine, era să dea și el gol. Dar cam atât cu acest episod, v-a plăcut, nu uita să apăsați butonul de like, ai cu 50 de like-uri, lăsați și voi un pronostic pentru meciul de duminică seară. Eu am fost Damian, pa, pa!